Bună seara, dragi spectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei, o emisiune dedicată Complexului Energetic Oltenia și situației care astăzi a fost făcută publică, și anume un director, era să spun un nou director, dar de fapt este același director care s-a ales cu al doilea dosar penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Este vorba de domnul Daniel Antonie, șeful Diviziei Miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, în continuare în funcție, deși este trimis în judecată într-un alt dosar, dosarul numit de presă Bani pentru Medințu, când alături de Laurențiu Ciobotărică, fostul manager interimar, și Dorina Jienu, suspendată din funcție de la Direcția Legislație, s-ar fi implicat în virarea unei sume constând în salarii compensatorii în contul lui Aurel Medințu, șeful Diviziei Energetice, pentru ca acesta să părăsească funcția și compania, lucru care s-a și întâmplat. Sigur că acel dosar își urmează cursul, este pe rolul Tribunalului Gorj. Noul dosar e instrumentat la DNA Craiova și deja a fost începută urmărirea penală pe numele lui Daniel Antonie, un dosar care vizează o achiziție de materiale pentru Complexul Energetic Oltenia, furtune pentru stingătoare și truse medicale, o achiziție așadar care nu s-ar fi derulat potrivit procurorilor în condiții legale, o sumă trecută ca și prejudiciu în acest dosar. Stăm de vorbă despre ceea ce se întâmplă acum cu șefii companiei. Mulți au probleme cu instanțele de judecată, nu se mai știe când, și cu poliția, nu se mai știe când mai au timp de serviciu, fiind puși și sub control judiciar. Situația domnului Antonie, făcută cunoscută astăzi de DNA, control judiciar pentru 60 de zile, și atenție, nu mai are voie să ocupe funcția pe care ocupa în momentul producerii faptei. Consiliul de Supraveghere nu a avut până acum niciun punct de vedere. Despre toate acestea discutăm cu liderul de sindicat, Gabriel Căldărușe, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia. Bună seara, domnule Căldărușe, o introducere mai lungă făcută în această seară. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Ce mai putem spune acum? Al doilea dosar penal pe numele lui Daniel Antonie, nicio măsură după primul, trebuia să avem măsuri măcar verbale, o atenționare, o avertizare din partea Ministerului Energiei, din partea acționarului principal, din partea Consiliului de Supraveghere. Nu mai are rost să mai vorbim de situații care sunt în defavoarea clară a CEO, modernizarea de grupuri energetice, investiții care întârzie, banii din Planul Național de Investiții care lipsesc și așa mai departe. Vorbim de lucruri clare, concrete, transparente, venite dinspre DNA. Exact cum spune și dumneavoastră, în loc ca toți să fie preocupați de problemele pe care le-ați spus dumneavoastră anterior, văd că, să zic așa, scena este ocupată de altfel de lucruri care nu sunt o mai normale, mai ales în situația destul de sensibilă în care se află Complexul Energetic Oltenia la ora actuală. Băi, și eu mă surprinde și pe mine, exact cum spune și dumneavoastră, nu s-a luat nicio măsură. Consiliul de Supraveghere efectiv e orb, surd, tace, n-a niciun fel de reacție, la nivel de minister la fel. Eu vorbesc și cu primul caz. Sunt semne de întrebare care orice om, să zic de cu bun simț, orice om normal și le pune. Oare există cumva anumite înțelegeri sau anumite lucruri și între foștii sau actuali membri ai directoratului sau o parte din aceștia și membrii Consiliului de Supraveghere, reprezentanți ai Ministerului? Pentru că v-am spus, mai știu un directorat în care s-a întors un vot unde nu știu cât era de oportun acea investiție de câteva milioane de euro la Ișan. S-ar putea ca acesta să fie unul dintre motive de nu se ia absolut nicio măsură la nivel de minister. S-ar putea, deci nu acuz. În rest, sunt sigur, sunt consecvent la ceea ce am spus întotdeauna. Instituțiile statului lucrează, sunt sigur că până la urmă vor spune, vor da o sentință finală când se va termina procesul, unde va spune foarte clar vinovăție, nevinovăție, e atributul strict al instituțiilor statului. În rest, eu am rămas chiar surprins acum, îmi pare rău să spun, dar într-o emisiune a dumneavoastră, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, când un fost actual, nu se mai știe exact care e situația, de fapt, când spunea că a susținut extraordinar de mult în tot ceea ce a făcut și aproape de înțeles, inclusiv în numirea respectivului domn la conducerea Complexului Energetic Oltenia.
Da, în emisiunea dumneavoastră, când spuneam susținut domnul Condescu, când făcea în cadrul emisiunii dumneavoastră, când, a, nu, la domnul Claudiu Matei, la domnul Claudiu Matei, când făcea afirmația că l-a susținut atât cât se poate din toate puterile pe fostul manager al complexului energetic Oltenia. Lucru nu știu dacă tot mai normal, dacă iarăși au început să apară astfel de fenomene în care sindicatele să numească director, să destituie și în spatele acestor mici înțelegeri să ascundă și altfel de lucruri, iar o reîntoarcere la business-uri, la afaceri, la echipe de fotbal și la altfel de lucruri nu tot mai ortodoxe din punctul meu de vedere. Ce se întâmplă cu imaginea acestei companii până la urmă? Vorbeam de bănci, de investitori, de parteneri, de vedeți, dumneavoastră, furnizori. Aici aveți foarte, foarte mare dreptate și mă gândesc oare ce se ascunde în spatele acestor lucruri, pentru că până la urmă... Stați că mai e ceva, am uitat să vă spun, sau mă rog, n-am apucat să vă amintesc, de avertizorul de integritate al domnului Grigorescu. Păi, nu știu, văd că funcționează numai într-un anumit sens și numai atunci când convine. Cred că are o problemă majoră, nu e vorba de defecțiune. Eu vă spun aproape... Haideți acum să fim obiectivi. Spuneți foarte, foarte exact faptul că există prejudicii de imagine foarte grave. Ne convine, nu ne convine, aceasta e realitatea. Și vis-a-vis de bani, și vis-a-vis de furnizori. Și așa e o situație destul de sensibilă la ora actuală. Ținând cont și de aceste lucruri care se întâmplă în această perioadă, e o chestie cu atât mai mult care ne surprinde pe toți. O lipsă de reacție totală a Ministerului, o lipsă totală de reacție a Consiliului de Supraveghere. Oare chiar cumva le convine la nivelul acela să treneze sau să apucă o imagine continuă care asupra complexului energetic Oltenia, una nesatisfăcătoare, una care să arate că există fenomene de genul acesta care se întâmplă continuu. Nu știu, vedeți dumneavoastră, cred că oriunde și mai ales într-o situație, în actuala situație, cred că trebuiau luate măsurile cele mai corecte. Nimeni nu spune, nu e atributul nici al sindicatului, nimeni, dar sunt instituții, și aici nu e vorba de instituții ale statului, e forma aceasta de organizare dualistă. Există un minister care acționar, statul care acționar majoritar la această unitate. Văd că nu se întâmplă absolut nimic, tot e privit cu foarte multă noșalanță. Eu chiar și în primul dosar, eu sunt foarte curios că deja am înțeles că a început. E pe rolul instanței de judecată. Îți curios, oare complex energetic Oltenia în acel dosar s-a constituit efectiv parte civilă, parte vătămată? Sunt foarte, foarte, foarte curios și de acest aspect. Sau lucrurile nu funcționează în tocmai cum ar trebui să funcționeze? Iată o informație venită de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Un copil la această oră se află într-o situație delicată, este prins cu piciorul într-un canal în zona fabricii de termopane de lângă molul Târgu Jiu. Intervine o echipă ISU Gorj pentru rezolvarea acestei probleme. Așadar, o intervenție la această oră pentru salvarea unui copil care a rămas cu piciorul blocat într-un canal. Mai multe informații nu avem, o să urmărim tvsud.ro. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a afla mai multe amănunte. Vorbim de această ordonanță privind controlul judiciar emisă de procurorii DNA Craiova. Iată ce se spune în această ordonanță, în perioada octombrie 2013-martie 2014, rețineți anii, rețineți perioada, pentru că e foarte interesant, inculpatul Antonie Daniel, cum spuneam, este deja urmărit penal, în calitate de director al sucursalei Divizia Minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia ESA, beneficiind de complicitatea și a altor persoane, a dispus cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniul achizițiilor publice, achiziționarea la prețuri supraevaluate, se spune, de către societatea pe care o conducea, a unui număr de 272 de furtunuri pentru stingerea incendiilor și a 170 de truse sanitare de prim ajutor, așadar prețuri supraevaluate. Se întreabă anumite telespectatori, domnule, dar chiar așa pentru 100 de furtunuri și 170 de truse? Până unde se putea coborî, domnul director? Nu știu, aici vedeți dumneavoastră, haideți să separă puțin lucrurile. Vă spun, în ceea ce privește acele truse sanitare, e perfect normal să ai, pentru că se întâmplă și așa destule incidente și accidente la locurile de muncă, să ai pentru o intervenție de urgență. Dar problema care este, problema care este că tot estimat. Informațiile tot din presă le am și eu, din ce am citit azi în presă, că prețurile au fost undeva supraevaluate de 5, 4, 6, 7, 8 4 ori miliarde, da. De mai scumpe decât oferta care există pe piață. Vedeți? La prejudiciul acesta de 4 miliarde ar fi cam 3 apartamente în Târgu Jiu.
Da, trei apartamente aici nici nu e vorba, dar e vorba de gestul în sine, adică să cumperi un, cameră, un produs, până la urmă, să cumperi un produs de 4-5 ori, să supraevaluezi de 5-6 ori mai mult, aici este problema, aici nu vorbim, că putea să fie un alt produs care, să zic, valora 1 miliard și era supraevaluat la 10-15 miliarde. Deci lucru total, total anormal. Dar, cum a spus și dumneavoastră, avertizoare de integritate doar când ne convine, s-ar putea, ca și în alte părți, poate să nu meargă bateriile la cele avertizoare, să nu aibă acces la energie, nu au realizat totuși, că totuși la ora actuală complexul energetic Oltenia produce mult mai multă energie. Poate au nevoie de un kilowatt ceva ca să era, pornească acele avertizoare. În mandatul domnului Ciurel. Da, pe nimeni nu contestă, eu spun încă o dată, indiferent când cine va face un lucru, e normal, nu noi căutăm vinovăția, nu noi punem până la urmă, să zic, nici stigmatizăm, dar până la urmă instituțiile statului sunt sigur că vor duce la bun sfârșit aceste lucruri. Ia uitați ce se spune în aceeași ordonanță, să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa. Unde se prezintă prima dată domnul Antonie? La CEO sau la organul de poliție? Păi, acum ce nu mai surprinde, pentru că să zicem aici totuși o situație fericită. Nu-mi place să glumesc, că până la urmă știți cum este pe tema aceasta. Nu are voie totuși, să părăsesc România? Totuși e în Târgu Jiu, știți? Și e mai aproape de locul de muncă. Dar există un alt caz unde trebuie să ducă tu mai în Târgu Jiu de 2 ori pe săptămână. Și mai vorbim de program de lucru, de activitate în cadrul companiei. Deci acestea, deci prezențele săptămânale de 2 ori pe săptămână la poliție în Târgu Jiu, mai vorbim de prezența la procese, la audieri, la asta. Deci, făcând un calcul, efectiv timpul de muncă, deci cel mai optimist, e de maxim 20 de ore pe săptămână. Deci e absurd, asta e țara în care trebuie, sau asta e, am ajuns într-o situație total, total anormală. Păi și cum își desfășoară activitatea? Că uitați ce scrie aici la litera E din ordonanță pentru controlul judiciar, să nu comunice direct sau indirect pe nicio cale cu persoane menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar. Păi dacă ei sunt subordonații și are nevoie de plasiziții sau... Aceea situație și la ce s-a întâmplat? N-a fost prin porumbei, aceea situație și înainte să nu se găsă comun și să nu așa. Haideți că până la urmă chiar desfășurarea, să zic, activității de zi că cu nu zi... se mai poate. Domnule, dă o dispoziție. Avem nevoie de vaselină. Eu știu de ce mai e nevoie. Nu știu, cred că lucrurile vor fi corectate, dar v-am spus, măcar acum în al 12-lea aceea să fie corectate astfel de lucruri. Ce corectate, domnule? Păi stați așa, să vă dau informația cheie de aici. Controlul judiciar a fost dispus în data de 12 iulie. Păi, și ce am spus, domnul Maruț, ce am spus că există o complicitate? Eu nu spun, poate, eu am încercat să fiu totuși, ce să spun că întâmplătoare, dar e o complicitate. Păi nu e întâmplătoare. Nu, e o complicitate. Uitați ce spune la litera F. Să nu exercite profesia în exercitarea căreia să vor și fapte. Domnul Măruț, deci nu să spuneți acum, deci nu știam, nu aveam această informație, spuneți că din data de 12, da, e clar, e clar că ceea ce înseamnă la nivel de directorat, la nivel de Consiliul de Supraveghere, la nivel de minister, pentru că nu e o funcție de aici, de acolo, e o funcție destul de importantă la una dintre cele mai mari companii ale statului român. Ca număr de angajați putem spune cea mai mare companie. Deci e clar că se știa și la nivel de Consiliu de Supraveghere și la nivel de minister. Uitați-vă, faptul a fost un Consiliu de Supraveghere vineri. Vineri a fost în 15, nu? A fost luate și decizii în Consiliu. În 15. Deci vineri în 15 a fost acest Consiliu de... Nu s-a luat nicio măsură. Eu de asta mi-e teamă să nu există altfel de complicități între anumiți domni care conduc compania la ora actuală. Cam ce fel de complicități? Vedeți dumneavoastră, de ce natură? Spuneți. Acum, deci e o bănuială. Deci nu am absolut nimic, nicio informație în sensul acesta. Este foarte posibil la rândul domnilor cei din Consiliul de Supraveghere, oameni din minister, să le fi cerut anumite lucruri de-a lungul timpului, în ultima perioadă, nu știu, deci nu știu, anumite lucruri celor din directorat. Și oamenii poate să-și fi dus la îndeplinire obiectivele respective și totuși să nu-i provoace să fac autodenunțuri, s-ar putea să funcționeze acest lucru. Vă lăsăm pe funcție, în continuare să fiți plătiți regește, să aveți toate facilitățile, chiar dacă nu aveți când să mai desfășurați activitatea în cadrul companiei. E o situație ipotetică, mă rog. Ipotetică, dar până la urmă... Eu mai am un prieten în Consiliul de Supraveghere, prietenul din Consiliul de Supraveghere îl sună pe prietenul din directorat, spune, domne, am și eu un amic care produce furculițe. Nu poți să cumperi și mata la hotel, mai am niște furculițe la 1 milion bucat. Bine, nu e
adevărată chestia. Da. Zic așa, s-ar putea întâmpla chestiuni de genul acesta. Este posibil, n-am nicio informație, dar până la urmă. Ca să așa se ajută între ținând prietenii. Ținând cont de faptul că nu se întâmplă, nu există niciun fel de reacție la cei, la cei care ar trebui să fie reacții, te duce cu gândul că sunt posibile și astfel de lucruri. Deci, păi, și avertizorul de integritate nu trebuie să aprindă beculețul roșu acolo sau ce culoare are? Domnul Mără, să de mult trebuia să fie aprins la avertizorul de integritate. Dumneavoastră ați spus că era, că mai era un dosar, dar dacă domnul ministru a reușit să schimbe un vot în directorat când nici nu avea practic dreptul să participe la acel directorat, ne gândim oare ce se ascunde în spate? Vorbind de legitimitatea Consiliului de Supraveghere și a directoratului, cât sunt pe ordonanța 109 în Consiliul de Supraveghere, din ce știți dumneavoastră? Sunt 7 membri acum. Era domnul Antonie. În Consiliul de Supraveghere. A, în Consiliul de Supraveghere nu știu exact situația, pentru că a fost schimbat Consiliul de Supraveghere, cred, modificat drastic în decembrie-ianuarie. Cred că foarte puțin. Cred că mai puțin de 20, mai puțin de 2-3 membri să fie deci pe ordonanța 109. Dar haideți să, până la urmă, știți cum este. N-ar fi asta nicio problemă, dar nu în momentul în care se alegeți, e important să prindă șoareci, nu? Important să meargă treaba, să fie, să-și facă treaba, să fie cu adevărat specialiști în acest domeniu. În momentul în care nu merge treaba, atunci trebuie să ne întrebăm și noi. Domne, de ce și cum și de ce nu s-a întâmplat, bineînțeles. Ce caută bineînțeles. Directoratul e legitim? Domnul Ciobotărică e selectat. Legitim este. Deci este. Chiar dacă sunt numiți o perioadă interimă, legitim din punct de vedere al legalității. Este, dar are un dosar penal. Exact cum a spus și dumneavoastră. Domnul Antonie, e legitim? A fost selectat? A fost selectat, din ceea ce știu, undeva în 2014. Sper are că două dosare penale, ok. Unul în judecată și unul în, la parchet. Vă rog, în fază de urmărire penală. Cine mai este acolo? Domnul din Germania, e singurul proaspăt. În, așa, este legitim. De, da, am înțeles că o să înceapă activitatea de luna viitoare. Așa, cine mai companiei. Este? Domnul mai este Teodorescu a plecat? Domnul Teodorescu a plecat. Luăm în calcul domnul Bălăcescu. Da, dar vă spun un lucru. Și vis-a-vis de domnul Teodorescu, acum ai plecat. Sănătate, numai bine. Dar să vă spun un lucru. Am sesizat în cadrul unei comisii mixte și în cadrul mai multor emisiuni televizate, am sesizat un aspect. Faptul cu acea investiție făcută la Roșia, ceea ce privește partea de modernizare pe Haldă, cu o sumă de aproximativ 120 de miliarde fără TVA-ul, a mai fost un anterior, vă dau, sincer, am rămas surprins și într-un mod plăcut că domnul Teodorescu totuși a trimis corpul de control. Deci vă spun în modul sincer, s-a cerut să fie efectuat un control corect. Vă spun, din ce am înțeles și eu, în urma controlului efectuat, din ce am înțeles, problemele sunt foarte, foarte grave. Dacă înainte de modernizare, și asta e cel mai elocvent răspuns, ne mai vorbim faptul că unii au fost și inventatori și comisia de aprobare și comisia de recepție, deci un lucru total nelegal, dar nu mai vorbim de aspectul acesta, vorbesc strict de aspectul rentabilității și al oportunității acestei investiții. Dacă înainte mergeau trei excavatoare, cel puțin trei excavatoare pe circuitele respective, după modernizare, după ce s-au băgat sute de miliarde, merg maxim două excavatoare. Și ne mai punem întrebarea, nimeni nu se sesizează sau nimeni nu se sesizează mai departe. Totuși e curios, în urma raportului respectiv de control, au obligația cei din conducerea complexului energetic Oltenia să înainteze acest raport spre instituțiile statului, instituții abilitate care au dreptul să ancheteze, să vadă ceea ce s-a întâmplat în zona respectivă. Colegii mei care au ajuns la fața locului în partea de sud a orașului ne transmit că acel copil care intrase cu piciorul într-o gură de canal, nu știm exact ce s-a întâmplat, este bine acum, s-a ales doar cu o sperietură, era însoțit din fericire și de mama, asistent medical și de bunică, la locul evenimentului a ajuns și o ambulanță, așadar s-a încheiat cu bine această situație, dar nu se încheie cu bine această zi până la urmă pentru complexul energetic Oltenia. Avem oameni plătiți cu zeci de mii de lei doar ca să-i vedem pe la DNA, pe la tribunal, unii mai și râd din când în când în fața camerelor, nu sunt deja sau bine, s-au meșteșugat să fac asta de afirmație. Cu situația. Nu știu că sau așa, dar asta nu știu, eu, pare un lucru sfidător până la urmă, un lucru de minim, bun simț, decență față de ceilalți oameni care au veniturile care le-au și totuși n-au astfel de comportamente. Să nu fie sfidare, să nu fie altceva din partea acestor oameni care cred că sunt deasupra tuturor și chiar deasupra a unor lucruri normale.
Domnul Ilie? Rămăsesem cu directoratul la domnul Ilie. E din nou în afara... Nu are dosar penal? Nu are, și eu cred, deci din punctul meu de vedere, acum nu știu așa, nici nu cred că domnul Ilie o să aibă vreodată nu intră o problemă în... Deci, mă nu pot să zic, nimeni nu bagă... Haideți, până la urmă, cum să n-ajungă domnul Măruță? Păi nu vedeți că pentru România, pentru România sunt salarii mai mult decât consistente, deci am putea spune cu... Dacă o luăm un echivalent, un 4-5 mii de euro în România, echivalează a 15, un echivalent a 15-20 de mii de euro într-o țară din vestul Europei. E mai mult, mult mai mult decât suficient pentru o familie în România. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva momente. Am revenit la emisiunea Întrebările Zilei. Știrea zilei, întrebarea zilei este ce se întâmplă la Ministerul Energiei, Ministerul Energiei care a anunțat prin vocea ministrului Victor Grigorescu că a inclus complexul energetic Oltenia în acel plan declanșat de guvern privind o nouă strategie națională de luptă împotriva corupției. Una dintre companiile publice este complexul energetic Oltenia vizată de acest plan strategic. Deocamdată planul strategic pentru CEO se pare că nu funcționează. Mai mult decât atât, ministrul energiei în urmă cu o lună și de zile a anunțat că pe site-ul instituției a fost introdus acel avertizor de integritate, adică cine are semnale că în companiile din subordinea complexul din subordinea ministerului se petrec fapte ne la locul lor sau chiar ilegale, nelegale, penale, poate să transmită informații pe site-ul ministerului și se va sesiza instituția, va sesiza la rândul ei, va dispune controle sau chiar va sesiza organele de anchetă. Sigur că e un semn mare, mare de întrebare chiar în legătură cu ministrul energiei, domnul Victor Grigorescu. Cred că prima sesizare trebuie să-l vizeze pe ministru pentru că nu și-a făcut publică sursa veniturilor pe care le are lună de lună, o sumă uriașă care îi vine dintr-un offshore britanic, din niște insule, intră lunar în cont o sumă de bani. Nu vreau să greșesc acum suma, oricum este una uriașă pentru România. Nu a explicat niciodată, nici nu l-a interesat să explice pe ce încasează banii respectivi, fiind dator să facă acest lucru pentru că ocupă o funcție publică, o funcție de demnitate publică, este un demnitar al statului român, însă le cere altora să fie corect. Poate că de la cap se împute peștele, domnule Grigorescu, în privința integrității. Haideți acum să fim obiectiv. Acest proverb are la bază adevărul și adevărul care au fost verificate pe parcursul a sute și sute de ani. E un adevăr, întotdeauna peștele la cap se împute. Nu, dar puteți să spună, domnule Jumbo, domnule, am inventat încălțătorul de pantofi. Eu dețin patentul și mi-intră lunar 10.000 de euro. Cred că e suma minimă. Nu, e ok, 10.000. E regulă așa, dar ok. N-ar fi absolut nicio problemă. Exact cum a spus dumneavoastră. Și modul prin care, deci de unde se face plata? Printr-un offshore, da. Fără să fie specificată sursa de venit. A văzut o închirier, dar ceva foarte volativ, fără nimic concret, în care te poți gândi la absolut orice. Dar, vedeți dumneavoastră, bine, n-ar fi asta cea mai mare problemă. Problema ar fi că dacă totuși ar face treaba ales, dar după cât se pare, afară de postările din primele 4-5 luni de zile în care nu vorbea decât predictibilitate, reformare, integritate, cinste, onestitate, s-a întrerupt și această comunicare. La ora actuală am putea să spunem că e un minister al armuților, al surților și al orgilor, în care nu se vede nimic, nu se mai aude nimic. Nu se mai vorbește nimica. Limbajul domnului ministru, cel puțin din punctul meu de vedere, și am urmărit evoluția comunicării la Ministerul Energiei, este cel puțin duplicitar. Cel puțin duplicitar și ai în spațiul public este un mesaj pozitiv, îi spune, încurajator, de bun simț, iar în realitate nu se întâmplă nimic. Este chiar nesimțire, ca să nu spun altceva. Deci lăsa totul de izbeliște. Și uitați-vă, de multe ori parcă e un limbaj de lemn, că parcă te reîntorci iarăși într-un anumit moment în anii 89-90, când funcționa atât de bine acest limbaj de lemn. O informație primită din zona Rovinari de la un lider de sindicat, au ajuns și pe la noi la termorovinari furtune de pompieri aduse de la carierele miniere care, deși erau nou-nouțe, se comportau ca o strecurătoare atunci când erau racordate la hidranți. Vedeți dumneavoastră, sunt informații care oamenii le știu,
E perfect normal și e un lucru îmbucurător, că totuși oamenii au început să spună anumite lucruri și asta e un lucru care trebuie să ne bucure pe toți. Pentru că sunt sigur că vor se exista și altfel de lucruri, poate pe care nu le știe nimeni și e perfect normal să fie scoase la suprafață astfel de lucruri. Tocmai de asta, cum spunea și dumneavoastră, nu poți să cobori de undeva până la, din pe o anumită poziție până în situații de genul acesta. Condițiile în care totuși veniturile sunt mai mult decât consistente pentru un om normal și într-o țară ca România. Să-i spuneți altcineva, să-i spuneți domnului Căldărușe, în 2013-2015 au făcut cele mai mari abuzuri împreună cu dânsul și sindicatul ZMEO. Îmi pare foarte rău, n-am participat niciodată la absolut nimic, chiar și în legătură cu lucrurile acestea. Am atras de mult atenția. Lucrurile început să se știe și cred că și ancheta cineva care vă urmări. La ce se referă, la achiziții sau la mișcarea sindicală sau la ce se referă? Nu, cred că la mișcarea sindicală și asta, dar... V-ați implicat în achiziții la complet? Nu, nici pe departe. De gândul, măcar să mă intereseze vreodată aspecte de genul, de genul acesta. Nu, haideți să vă spun și cred să uite mai bine că s-ar putea să-și vadă mulți prieteni, chiar și în aceste lucruri cu furtune, cu... Avem această informație dinspre DNA, se spune, beneficiind de complicitatea altor persoane. Cine sunt aceste persoane? Sunt sigur că în perioada imediat următoare, cel puțin instituțiile de presă, deci vor avea acces în tocmai la întreg rechizitoriu și vor ști atunci în totalitate tot ce este... Bine, dacă în se va ajunge la rechizitoriu și se va încheia acest dosar cu trimiterea judecată... Vedeți, dumneavoastră, acum, ținând cont de totuși de... S-a fost pus sub urmărie penală. De acord cu dumneavoastră, dar ținând cont de faptul de interdicțiile pe care le-a dat totuși parchetul DNA-ul aici, fiind vorba de DNA cu interdicția de a ocupa anumite poziții, clar că există foarte multe lucruri la acest dosar. Daniel Antonie e pus sub control judiciar pentru 60 de zile în data de 12 iulie. Consiliul de Supraveghere se întrunește pe 15 iulie și nu ia nicio măsură. Eu cred că aici s-ar putea să vedem că lucrurile se vor mișca destul de repede în perioada următoare. Și aici, că ne convine, că nu ne convine, meritul cel mare l-are presa. Faptul că a dus în atenția opiniei publice, dacă nu exista presa, să fie foarte clar, unul n-a știut și cred că nimeni n-a știut până azi. De al doilea dosar și de faptul că deja... săptămâna trecută, pe 12, a fost instituit controlul judiciar. Exact. Și vedem că lucrurile ar fi rămas în tocmai ca și înainte. Nici Consiliul de Supraveghere n-a spus absolut nimic, n-a luat nicio măsură. Deci aici meritul efectiv al presei și sunt sigur că, pentru că și cei din București monitorizează inclusiv presa locală și imediat acum, deja sunt sigur că apar discuții de a lua cât mai repede măsuri în sensul acesta. Dar vreau totuși să le reamintesc, poate și aduc aminte cei din București, că mai avem astfel de cazuri, tot la fel nu s-a luat absolut nicio măsură. Vă spun, problema care este că nu numai că sunt aduse prejudicii de imagine de unii conducători. Problema care este că nici nu fac ca lucrurile să miște în această companie în sensul de a avea o funcționare cât mai bună. Domnule, cred că ne urmărește. Domnule Căldărușe, dacă la o achiziție cu 272 de furtunuri, dacă e corect pluralul, și 170 de truse sanitare, apare un prejudiciu de 4 miliarde de lei. 4 miliarde! Acum, două apartamente bune între acum nu știu, lux. S-ar putea acesta să fost contractul per total, s-ar putea, deci, dar toată suma să fie considerată prejudiciu. Deci nu știu. Inculpatul Antonie Daniel a prejudiciat bugetul sucursalei Divizia Minieră din cadrul CEO cu suma de 415.240 de lei, 66 de bani. Da, vă spun sincer, nu știu exact. Cât a costat? Întrebarea este, face aplicând regula de trisime. Păi dacă cât a costat am văzut și vă spun tot la știri de pe ultima oră. Dacă îmi permiteți. Deci tot în presă, azi în presa de azi, în presa locală, am văzut unde chiar, dacă nu mă înșel, în anumite știri, să dădeau detalii că a fost supraevaluat de 7, 8 ori, 9 ori aceste produse. Deci putem face un calcul... Deci, să zicem, valoarea produselor poate a fost undeva în jur de 5-600 de miliarde și diferența până la 4 miliarde 100 să fie... O explicație ar putea fi, cel puțin la trusele medicale, este că fiecare trusă conține și o asistentă medicală. Știți, totuși partea cei care asigură sănătatea oamenilor, nu prea vreau să glumesc, totuși
Nu, dar nu se explică. Cât, oare cât o costa o trusă din asta în viziunea conducerii CEO? Păi oricum... Ce conține din ce am văzut, azi v-am spus, de 7-80 ori mai puțin decât s-a plătit pe ea. Ce conține o trusă din asta? Deci nu știu, nici știu de care trusă e vorba, dar e clar. Trebuie să aveți la sindicat. Nu, la sindicat există la fiecare subunitate, există pe utilaje, în termocentrale. La orice loc de muncă. Nu, nimeni nu vorbește. Are niște pansamente, cred că un antibiotic, ceva dezinfectat, cred așa. Deci nimeni nu contestă, nimeni nu contestă necesitatea de a fi truse respective. Problema care este, valoarea la care sunt achiziționate aceste truse. Exact cum spuneți dumneavoastră, nu știu exact prețul, dar în momentul în care se vorbește de 7-80 ori mai scump decât prețul care există în piață. Adică, știți cum este, dacă ne uităm în țara aceasta, orice privat sau oriunde în lumea aceasta, dacă are un profit de 20%, înseamnă enorm. Dar să ai de 700%, de 800%, 1000%, e deja, nu că e aberant. Și un furtun din ăsta pentru stingător, cât ar putea să coste, domnule Calderușe? Nu știu, domnule Măruță. Le cumpăram eu un furtun din piața centrală și îl tăiam la 50 de centimetri. Și dacă suntem atenți la ce a spus telespectatorul dumneavoastră, faptul că nu e numai vorba de calitate. Calitatea care e sub orice critică din ce spunea, cum le-au montat, cum deja erau ineficiente, fără să dea absolut niciun fel de radament. Deci, după ce că face o astfel de achiziție, la niște prețuri care nu sunt conforme cu realitatea, cu ce este în piață, dar să mai cumperi și marfă de proastă calitate, atunci înseamnă că lucrurile sunt duse în extrem și aproape nu mai ce comenta la un astfel de caz. Dacă asta se întâmplă la unele afaceri mici, să le spunem, cu ghilimele, oare îndrăznim să ne gândim ce se întâmplă la... Acolo unde au fost sute de miliarde, mii de miliarde, mii de miliarde. Care sunt acolo prețurile? Nu știu, domnul Orăță. Intră procurorii și în zona aceasta, contactele mari? Eu cred că piața de energie, eu cred că la un moment dat, dacă se va intra și când se va intra cu adevărat în ceea ce înseamnă sistemul energetic și piața de energie și cu fel și fel de contracte, inclusiv cele de vânzare. Achiziții, la un moment dat, aveți cumva idee, achizițiile, aveam o cifră la un moment dat, anuale ale CEO, era o sumă uluitoare. Oricum, eu, una dintre, nici eu n-aș putea să spun acum, nu știu, în ultimii ani așa, nu cred sute, dar s-ar putea 100, pentru că nici șefa de afaceri n-a mai fost. Da, bineînțeles, cred că sunt, bineînțeles, cu tot ce înseamnă. Da, sumele sunt destul de consistente și au fost lucrări, vedeți, au mai fost și pe investiții, au fost nu numai achiziții, au fost investiții de mii de miliarde, o lucrare poate să zic... Dar câștigăm o licitație la ce, una serioasă, nu mai muncește de toată viața. Au fost, cred că în anul 2009-2010, când s-a luat contractul de șlam des la Turcem, 4200 de miliarde, sper că nu greșesc. Erau peste 100 de milioane de euro la momentul respectiv. Deci, mai muncit toată viața, un singur contract. Nu ar fi o problemă, dar să fie un contract atribuit corect și lucrurile care se fac în urma acestor investiții să fie lucruri durabile și care să reziste și să fie benefice și pentru companie, pentru că la urmă investiții trebuie făcute. Problema care este la ce prețuri sunt făcute aceste investiții și calitatea acestor investiții. Aici e marea problemă. Ați auzit de contracte, să nu spun la CEO, în general, care să se fi derulat doar pe hârtie, dar banii să fi fost încasați? Este foarte posibil. Dar eu sunt sigur că... Au procurorii putere să intre în zona aceasta? Eu sunt sigur că dacă sunt astfel de contracte, eu sunt sigur că în perioada următoare, vedeți dumneavoastră, s-ar putea să avem parte de o vară fierbinte și la corp și la figură. Eu sunt sigur că vom auzi și ne vom mai întâlni și s-ar putea să nu avem timp să discutăm de câte poate astfel de cazuri există. V-am spus, unul dintre contracte e chiar acela cu... Acea modernizare, v-am spus, nu mă interesează valoare, nu vorbim de faptul cum s-a desfășurat, dar vorbesc de faptul, deci când vezi în acel raport, deci luat cu date tehnice, înainte mergea cu minim trei excavatoare, acum, deci după modernizare să meargă cu maxim două. Aici e problema, eu vorbesc de cel puțin când faci un lucru fără de calitate. Vorbim și de o altă veste care ar putea să fie pozitivă pentru complexul energetic Oltenia. Numirea unui german, coincidență sau nu, are același prenume cu președintele României, Klaus, să fie un moș Crăciun pentru... Eu vă spun, bine ar fi, m-aș bucura să fie așa, cu toate că tot din presă ce am văzut și, mă rog, verificând chiar și pe net, în CV-ul există un mare semn de întrebare. Și vă spun sincer, dar ce puțin... Nu fi atins de partea aceasta în ceea ce privește onestitatea. Poate un aventurier, nou director de la dezvoltare? Știți cum este? N-am văzut niciunde în care să aibă o activitate consistentă în cadrul unei companii.
Nu putem vorbi când vezi de foarte multe ori 8 luni, un an, 6 luni, un an, numai termine acestea state într-o anumită companie, spui problema, oare ce s-a întâmplat? Că unul, dacă îți dă un randament foarte bun în cadrul companiei și vezi că există nemulțumiri și dorința de a pleca, îi face o ofertă și mai generoasă din punct de vedere financiar pentru al păsta. Sau, să nu, Doamne ferește, să nu fie cealaltă situație în care poate să fi spus cei din compania respectivă, domnule, mulțumim, e prea performant, hai să... Da. Deci acum vedeți dumneavoastră, haideți să așteptăm să vedem, cu toate că mai sunt foarte multe semne de întrebare și orice om normal și le pune, nu e vorba de a acuza sau nu știu ce. Bine, și am mai spus-o, deci nu neapărat... E o chestie nu de mine, nu de alții. Până la urmă, totuși, să lucrez pe... Și am înțeles că vine pe un post foarte, foarte important, strategie, dezvoltare. E clar că trebuie să păstrezi contactul inclusiv cu cei care sunt în comunitățile locale. Eu cred că va fi mai dificil una când nu vorbești, când vorbești direct cu oamenii respectivi. Unii când vorbești direct cu cei care vin cu fel și fel de probleme și una când s-ar putea să apelezi la un translator pentru a înțelege anumite subtilități sau anumite lucruri. Este chiar lucruri. Și membrul directorat? Păi este acolo membrul directorat. Acolo unde votul tău sau lipsa votului tău poate să fie decisivă. Deci este, pentru vineri a fost numit deci membru al directoratului în cadrul Consiliului de Supraveghere deci de vineri. Deci are un rol decisiv în directorat. Da, poate da, să pună la anumite... Eu vă spun, poate au plăcut alte aspecte în România de vine pe zona aceasta, pentru că în restul ingineri simplu în Germania, acum cu toți o știm, câștigă cam de la 5.000 de euro sud. Mai vorbit de unul care deține o funcție importantă în cadrul unei companii. Undeva cei la ora actuală în jur de 4.500-5.000 de euro, deci și o responsabilitate foarte mare. Totuși o companie cu 15.000 de oameni, cu foarte, foarte mari probleme și cu o activitate foarte complexă. Cam cu ce s-ar ocupa la strategie de dezvoltare? Vom vedea. Acum vom vedea și atribuțiunile care le are și dumnealui. Nu știu la ora actuală ce atribuțiune are dumnealui. La dezvoltare normal mai trebuie strategia, deci totuși în ceea ce privește viitorul companie, modul de dezvoltare a acestei companie, din punct de vedere... Da, vom vedea. Să nu fie doar o denumire pompoasă în care spatele cuvintelor mari să nu se ascundă mai auzisem de foarte multe strategie lucruri. Și de dezvoltare și de anumite proiecte începute chiar în mandatul domnului Ciurel. Vorbeam de cultivarea unor suprafețe, de unor halde cu iarba elefantului, vorbeam de... Aici era vorba pe partea mea, dar nu înseamnă, vă spun totuși, nu înseamnă o chestie de dezvoltare fantastică. Ce era un lucru cu... Zona Motru cu brichetare. Cred că asta înseamnă un lucru benefic și în ceea ce privește locurile de muncă. Da. Nu știu acum, am văzut că apar acum... Zvonuri că ar fi doritori care să investească în acele proiecte de gazeificare a cărbunelui, de extragere a gazului din cărbune și îmbuteliere. Mai vorbeam la un moment dat de un parc de 10 MW de fotovoltaice. Da, s-a vorbit de acel, nu s-a mai întâmplat nimic. Și de acel proiect. Alternative, nu? Nu neapărat alternative, adică îți reduc costurile pe partea de mediu care ar ajuta compania în sensul acesta. Dar acum dacă vorbim de aspectele acestea, Da, uite și la cărbunele ăsta, cu brichetarea, cu puțin și poate se extinde la infinit. Înseamnă și o dezvoltare. E un combustibil, există, e clar și o piață de desfacere și înseamnă și locuri de muncă pentru județ. Dar până la urmă, haideți să vedem că sunt obligații ale statului român pe care nu le onorează. Și ne uităm acum cu acei bani din Planul Național de Investiții. Vedeți dumneavoastră că vorbeam că la minister se doarme. Da, se doarme cu adevărat. Deci nici la ora actuală, din toți banii de care a trebuit să beneficieze și undeva complexul energetic Oltenia s-a calificat pentru o sumă de 100 de milioane de euro, n-a fost alocat până la ora actuală absolut niciun euro. Chiar dacă unele plăți deja în perioada de scadență, de fapt a expirat și acea perioadă, trebuiau făcute de mult. Dar s-ar putea ca cineva să nu-și dorească la nivel mare, și aici vorbim Consiliul de Supraveghere, minister, să nu-și dorească ca această companie să aibă un viitor, să aibă stabilitate și să știm că va merge mult timp de acum încolo. Vedeți dumneavoastră, dincolo, oriunde, în partea de vest, aici vorbim de Ungaria, vorbim de Germania, vorbim de Polonia, beneficiază de aceste planuri de investiție în care o parte din bani
într-un anumit procent, să reîntorci spre companie, numai la noi. Ce o cere 20 de milioane de euro? Nu, avem 100 de milioane care ne-am calificat. Vreo 20 ceva de milioane trebuia să, deja să-i fi primit 20, de mult. Da, să ieșiți vreo 25, dacă nu mai știu, sper să nu greșesc. 20, știu eu. Erau din ieșiți în perioada de scadeți, ar fi trebuit să primească și alt bani la ora actuală. Nu s-au calificat decât două companii din țara aceasta. Noi și Petromul, OMV-ul. Ei, vedeți dumneavoastră, pe cât se pare cum există... E, ca la participi la Olimpiadă, câștigi locul 1, dar nu e nicio medalie. Dar nu e absolut nimic, da. Nu? Și până la urmă te descalifică, s-ar putea să spună că ai fost dopat. Că la noi cam nu știu ce se întâmplă la ora actuală. Uite ce mesaj îmi transmite un telespectator care are și simțul umorului. O trusă medicală în orice farmacie costă cam 250 de lei. Trusele sunt standard, adică fără asistente. Da, foarte frumos. Deci 250 de lei, dacă facem un calcul, vedem că exact că undeva, deci practic acele achiziții au fost undeva jur de 40, 50, 60 de mii de lei și practic atât ar fi costat normal, să zicem 60 de mii, 70 de mii de lei și s-a plătit cât s-a plătit. Asta înseamnă lipsa oricărei limite a bunului simț până la urmă. Știți cum era pe vremuri, trăgea da? Unul mașina lângă un lan de porumb și lua și el acolo două, așa. Dar a doua zi venea cu tractorul și lua cam toată producția. Acela sau un altul. Știi, adică mai fură omul, dar se mai și oprește doamne, până la un moment dat, dacă este de gândești. Și la, nu știu, la cele două drugi, nu știu dacă era fur, dar da. Aici vă spun... Da, chiar în halul ăsta... Adică poți să iau marja profitului, dar să spune și mai înainte, de 10-20%, care este extraordinar de mare oriunde lumea aceasta. Dar să ai de 800-1000% e deja... Am mai văzut în la CFR, dacă nu mă înșel, și pe tipul lui Nicolae Ciu, când șuruburile acelea. S-ar putea să ne surprindă să fost și în perioadele trecute, și acum ani trecuți, și acum 7 ani, 8 ani, 6 ani, 5 ani, astfel de achiziții și pe prețuri extraordinar de mari, pe contracte, cum spunea și dumneavoastră, numai de acestea de 3-400 de mii de lei, poate de 10 de milioane care însemnau sute de miliarde. Apropo sau mii de miliarde. 10 de milioane, sute de miliarde, iată ce ne întreabă un telespectator informat, câte firme înființate politic și de sindicate lucrează în CEO și au lucrat în CEO și deci, câți bani s-au dus la acele firme? Deci acum, nu știu, deci acum, dar vă spun și vorbim strict de sindicate, nu vreau să mă bag în alt domeniu, dar în ceea ce înseamnă sindicatul, eu știu că la ora actuală nu mai există nicio firmă sindicală. Poate s-o fi reînființat cumva în ultimele 3-4 ani, dar nu cred. Dar nu cred. Deci, la ora actuală, sindicatele nu mai au firme. Au avut, să știe foarte bine, au fost firme și foarte prospere. Suntem nu pe pentru oameni, pe nu pentru, nu măcar... pentru membri, ci pentru cei care conduceau respectivele business-uri. Sunt pe finalul emisiunii, doar mai citesc câteva mesaje. Cineva întreabă când trec pompierii de la Minprez la CEO. Domnul Măruță, întrebați-l pe domnul președinte pentru închiderea Peșteana Sud. Domnul Antonie, este anchetat de DNA. Dacă aveți vreo informație în sensul acesta, vă rog să-l întrebați. Deci, sincer, nu știu pentru absolut nimic, dar v-am spus. Dar mai trebuie să ne surprindă absolut nimic ca să auzim în perioada următoare multe alte astfel de lucruri. Să-l invitați pe domnul Marciu, cred că e la curent cu ce se întâmplă la Jilz, expropieri, clientele, umilințe, promovări, angajări și așa mai departe. L-am invitat de ani de zile, nu dorește să participe. Vrem o țară liberă și unită, de ce să luăm din resursele României? Atât în această seară, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă aștept și la alte emisiuni. Rămâneți cu TV Sud, o seară bună!